Salutare tuturor, eu sunt Andrei alături de Sami și alături de o mulțime de persoane, fraților, aici de față. Deci suntem 21 pe server. Care este ăsta, mă? Piri Farm? Nu mai bateți, mă. Care e? Piri Farm, nu Piri Farm, Piri Farm, ce fa, mă? Șpoc. Oh! Ok, oameni buni, Happy Farm are 5 de 3 acolo pe lista noblețelor. Bine v-am regăsit, fraților, la un episod din seria noastră minunată de survival cu brigada. Și astăzi, fraților, avem o surpriză foarte mare pentru voi. Nenea Sami, aici alături de față, a decis să-și facă un canal bazat pe Barbie Dress-a, bineînțeles. Și o să aveți canalul lui, dacă îl știți, pe Samuel Puțoel. Să știți că aveți canalul lui Sami acolo jos în descriere, treceți și pe la el. O abonare acolo, un like, un coment cu vrem Barbie Dress-up și toate cele. Și fraților, aici avem multe, multe chestii noi. Probabil vă întrebați ce s-a întâmplat. E bine, live-ul de ieri ne-am jucat aproximativ o oră survival cu brigada. După cum puteți vedea, fraților, am muncit foarte, foarte mult. Deci dacă vreți să vedeți cum s-au făcut toate aceste lucruri, uitați-vă la live-ul de ieri. Și înainte de a începe, fraților, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like. Vreau să strângem acolo, nu știu, frate, peste 3000 de like-uri, pentru că este vineri. Știu că acum sărbătorile vin. Sărbătorile vin. Așa. Și aș vrea să strângem acolo, nu știu, peste 3000 de like-uri ca să văd susținere mare din partea voastră la această serie. Bun. Sami, spune-ne ce-i de făcut. Ok, Samuel. Pe cadre, fiecare dată cum e tradiția, trebuie să începem cu planurile pentru acest video. Păi, în acest plan, adică în acest video, după... Așa, da. Dacă n-ați prins live, sunteți niște nașpa, adică tot asta am făcut în live-ul lui Andrei. Deci și, este imens. Adică. Da, e imens, e foarte, foarte mare și încă lucrăm la elite aici, eu fac oglinda și vrem să trânăm conacul acum. De fapt nu chiar este conac, este o... Gândiți-vă, fraților, că o să fie foarte multe etaje și uitați câta spațiu este. Și bine, s-a ocupat de ce? Cine s-a ocupat mai mult de design? Tormentor sau... Da, Tormentor. Gen... Aici el a făcut scările, el a lăsat să se pricepe, el vrea să stea sub scară. Da, așa, să dau control. No, și acum, bă, să mi trebuie să ne hotărâm care, dreapta sau stânga? Geamul din dreapta sau geamul din stânga? Cred că ăla din dreapta e mai fain, așa. Nu știu, mie îmi place mai mult ăla din dreapta, pentru că ăla de stânga se sigur arată ca o pușcărie, deci... Bă, fraților, până la urmă trebuie să fim cu toții de acord că ăla din dreapta e geam, la propriu geam. Ăla e pușcare la propriu, da, gen. Bă, tu nu dai empatie, bă, fraiere. Nu, ce am mai făcut în afară de asta? Deci am muncit foarte mult aici, am făcut design, am făcut rost de materiale de construcție, ca să oricăm cât este acum. Aici cineva a făcut o fermă, nu știu cine, nu mă întrebați, dar aparent cineva a făcut o fermă. Și noi suntem, noi suntem 21 pe server. Deci sunt eu. Am făcut ferma. Eu, Sami, Bibi, Cătălina, Clau, Coco, Cristi GH, Daniela, Maria, Izabela, Ocean, Pati, Shexeus, Tormento, Wolf of Darkness, cine era? Că nu mai țin minte. Gen, are... Cine era Wolf of Darkness? Defect, așa, mă, deci mereu uit. Că știu, bă, deci eu nu înțeleg pe ăștia care, gen... Bine, de fapt, mulți au alt nume față de cel de pe Discord. Denisa, Iulian, Pifarm, Voider, Cedric, Darsol, Rus și atât. Frumos. Nu, bun, Sami, eu mai avem undesit, să terminăm. Undesit nu, ți l-am dat, mai am eu o jumătate, aproape un stack întreg. Bă, fii antrenat. Vreau să mă ocup de ăsta, de geamuri. Mie îmi plac geamurile foarte, foarte mari, deci astea sunt feblețea mea, deci geamurile. O să ne oprim cu ăsta la Y90, am zis, da? La Y90? Da, deci o ai de capul meu. Și unde e fundația? Adică, mă rog, uite, aici suntem la Y70. Hai. 20 de blocuri înălțime, frate. Ok, undesit. Toată lumea s-a aruncat undesitul la mine sau vă omor pe toți? Lol, Cedric, ce-i cu maca aia? Sami, o problemă. Bă, dar îmi place, să știi că îmi place că fața lui Cedric. Adică, ăla, nu știu, fruntea aceea, nu știu. Dați-mă undesitul la mine. Tot undesitul la mine, băieți. Lați... Deci, ok, cam pe aici ne oprim. Gata, mă, nu mai arunca. Bă, ăștia aruncă căcat. Nu mai arunca scucan. Prinde-l. Nu, mă, deci ai aruncat o căcat în mine, ești nebun. Nebun, hai că mă apuc eu să fac aici undesit. Fraților, astăzi o să facem un live stream special numai cu survival cu brigada. Nu o să dureze foarte mult, gen, bă. Deci, care e ăla de urcat pe lângă mine? Nu știu, hai, sari, uite, de cam spart să sari. Deci, fraților, repet încă o dată. Astăzi, deci te împing și te omor, așa. Lol. Bă, Clau, n-am vrut, dar era prea apetisat, știi, să văd cum te tu pe de aici. Deci, fraților, cred că de 5 minute încerc să spun ceva și n-am cum. E bine rău. Deci, oameni buni, astăzi o să facem un live stream special numai cu survival cu brigada, pentru că am văzut că vă place foarte mult această serie. Ba chiar v-am întrebat și în live-ul de ieri dacă vreți să facem un live așa de o oră și un pic în care ne jucăm efectiv numai Minecraft survival cu brigada și ați vrut
Deci, nu știu pe la ce oră, să am zi pe la un 6, 7, 8, nu da, știu. Da, 6, 6 ar Oricum. fi cea mai bună oră, adică foarte multă lume atunci te întoarce de la școală, dacă mai mergi la școală, pe cât e mâine e pe 23, de 23 mai mergi la școală. În fine, nu știm exact când de live-ul, ideea este că o să-l facem, sigur, și cel mai probabil o să fie trecut în descriere. Poți să amintești că poți face și tu live, gen atunci, dacă... Da, bine, tu n-ai... Nu prea. Da, eu o să fiu la tine pe live, eu încă nu vreau să mă accesez pe live și... Nu te ești cu clipurile, cu asta, gata, da, deci oameni buni. Eu sunt mai... Da. Barbie Dress Up, Sami, spune de ce planuri... Ce planuri ai pe canalul tău? Bă, nu știu, mi-e plac foarte mult montajele CSGO, nu știu, după cum vedeți, adică dacă o să vă uitați la mine pe canal, o să vedeți, am făcut un montaj de CSGO care e așa mai cinematic, gen, și chiar îmi plac foarte mult genul ăla de videouri și o să încerc să fac tot așa cinematic, cum e și cu Minecraft, că tot așa, o să-l folosesc pe Coco și pe Cedric, să facem ceva building, na, nu știu, noi suntem mai creativi și trebuie să aducem așa. Trebuie să-i împii, Coco nu e foarte creativ, adică... Bine, Coco e cioara, asta e partea a doua, dar de la propriu, știu? Folosesc, dar ce, nu suntem jucării? Nu sunt jucării, sunteți, na, cobai. Na, bun, Sami, cum facem tavanul? Bă, nu mai am mâncare. Care are mâncare? Tavan, tavan. Cred că cel mai bine să folosim lemn de oak, quack, diridiridac. No, dar nu serios acum, întrebarea este, una la mână, cum facem tavanul, un model, ceva fain, nu știu, un tavan de la așa, sau un tavan drept, sau un tavan în cercuri, pui mei, nu știu. Dar dați-i mâncare, pentru că altfel o să plâng. Ia uite-l aici pe defect. Gândește-te, am avut un steak de cartofi prăjit și în 10 minute când au venit toți tabeliștii, zic, dar toată brigada când au venit. Tabeliștii? What? Da, suntem într-o tabără, mă. Cum, nu știi. De cine a făcut acest... Nu, și fii atent la ce m-am gândit. Uite, scările să le facem aici. Gen într-o de asta, că oricum asta e foarte mică, gen nu prea ai cum să faci multe chestii pe aici. Aici am putea face gen două lifturi sau nu știu, ceva de genul. Uite, ce zici? Dacă vorbești cu mine, eu sunt la plot de andesit. Vorbesc cu doamna Măta. M-a tentat să spun asta. Nu, uite, ceva... Așa a fost pusă pe tavă. Știu, deci a fost pusă, uite așa. No, și aici să intre, să facem foarte fine designul și să punem scări. Dacă... Deci, oameni buni, mi se pare ciudată versiunea asta că nu poți să-i împingi dacă stau pe shift. Dar stai un pic, că nu-i bine. Da, nu, deci nu poți să-i împingi dacă stai pe shift. Nu știu, trebuie să mine. Dăm serverul la 11.1.2 sau 11... Păi nu, păi e 1.11.2. Așa, exact. Păi este deja, bă, 1.11, deci nebun. Nu e 2, pentru că eu m-am conectat de pe 1. Eu sunt pe 2, ești idiot. Nu te-ai conectat de pe 1, n-ai cum dacă n-ai 1. Da, eu sunt de pe 1. A, înseamnă că merge, dar e 1.11.2 serverul. Noob. Suca. A, că pe 1.11.2 poți să-ți pui și Optifine, de asta ziceam, știi? Și mult mai bine. Adică, bă, dar arată... Nu știam, îmi puneam și Optifine, eu acum n-am Optifine, eu joc de pe Optifine și mi-am dat capped să fie numai 60 de frame, de asta ziceam. Nu pot să-mi zic, cum vrei să facem scările? Facem niște scări, gen eu zic scări, nu ladder. Acum urc. Dar stai așa să poți și un cufăr, deci scări, frate, nu ladder, că o să stăm 10 ani până urcăm pe ladder-ul ăla, știi? Le fac eu? Da, fă tu. Nu, fii atent cum putem să facem. Aolo, Sami și creativitatea. De aici, uite unde am pus dirt-ul ăsta, am putea să facem... Stai că nu știu unde ești, Uite, te las regla, deci se drechip, urmă rucovel. Unde ești, mă, că nu văd? Înăuntru sunt, în conac. Așa. Uite, de aici unde am pus eu, am putea să începem încă un... Nu, mă, boss, eu zic, uite aici să facem scările, genius. Da. Și începem un conectaj și din fiecare etaj urcă gen aici să fie partea cu scările, așa, știi? Să fie gen în zigzag, știi? Da, mă, și gen cobor la ce etaj vrei tu, știi? Da, exact. Da, păi și atunci, bă, da, putem face... Mamă, câte tare ar fi fost să poți face scări din andeschid. Sau, bă, poți? Nu cred că poți, mai mult decât ar fi fost șmecher. Știu că puteai în Minecraft modat, asta sunt mai mult ca sigur că... Păi, și ce zici, să facem scările din lemn? Eu cred că s-ar potrivi bine, mai ales lemnul alb acolo, gen, nu știu, Sau? Hai să vedem. Lemn alb. Păi hai să vedem, cobor mai da în mine, bă. Ce, se vă atacați acum, vă dați în mecră, bă? Mă bate, nenea. Cine dracu a pus dirt-ul ăsta aici? Spargeți, mă. Oameni buni. No, bun, deci, fii antena, stai să mănânc ceva. Bun, deci fiți antena. Păi stai un pic, că dacă le facem în zigzag, cred că am putea gen să, uite, cam de aici o să începem ca să mai câștigăm niște spațiu. Frate, mi se mișcă destul de sacada, dar nu înțeleg de ce.
Aoleu, nu, nu știu, am nicio idee. Nu știu. Mie mi se mișcă doar așa puțin, gen lag, adică, știi, de la... Da, mă. Stai așa, frazor, că poate am... La ăla am foarte multe taburi deschise și chestii și gen spăfundat și mă deranjează. Da, mă, mă deranjează. M-am uitat acum și am văzut că webcam-ul nu era exact chiar pe mine și... A, da, gen... Ce se vedea, Sami? A, se vedea din cap, știi, adică... Aoleu. Da, bă, uite așa. Chiar cum. Nu, și acum, care are scări? Scări din ce? Ce culoare? Din scări, am, stai că am eu niște scări de-astea. Păi să vedem dacă avem pe aici niște lemn alb. Din câte mi-aduc aminte ar fi trebuit să avem, uite, era aici un cufăr numai de lemne. Da, nu mai există așa ceva aici. Nu mai există, adică știu din episoadele trecute unde avem acolo, știi, la început. Nu știu la ce te referi. Drăguțule. Bă, bă, o, și am o idee. Boss, fii antenă. Ești nebun? Ce se întâmplă? Știu. Nu mai pune, mă, nu mai pune. Lasă-mă pe mine. Deci fii antenă, știu de cât să fie etajul, ca să iasă perfect și la scări. Mamă, deci fii antenă, oameni buni. De cât? De 3 sau 4? Stai să văd cât iese. Poate chiar mai mare, de ce nu, frate, să avem loc. Stai să văd cât iese aici la scări. Gen, ca să iasă la perfecție. Gen, uite, venim așa. Voi nu vreți să faceți așa, nu? Eu mă știu... Stai puțin, de ce am... perfect, pe 90. Eu mă așteptam să facem scări de câte 3, așa, știi? Adică, nu știu, adică 3 și urcăm 3. Așa cumva pe mijloc și după aia urcăm full, știi? Bine, mă, boss, fii antenă, uite așa, da? Să zicem că aici e etajul. No, câte, care e înălțimea? Deci vine 1, 2, 3, 4, 5. 5 exact, plus blocul ăsta pe care stai tu. No, uite-te un pic. Te uiți? Da, sunt. Gândește-te că e identic ca jos. Pardon, fără asta. Nu, și efectiv, uite, urci. Vrei să te oprești la primul etaj, urci așa, ieși pe aici. Dacă nu, urci da. Și te învârtești. Asta e idee bună, și asta no, e idee te învârtești, urci în continuu, știi? Bă, și fii atent, aici, imediat, putem pune un semn, gen, fix aici în față, etajul 1 sau... Pui mie, nu știu, da, ca să nu stai să numere. Deci, frazor... Arată... Băi, deci mi-aduc aminte acum, mi-am adus aminte exact de... Arată fain, așa-i? Arată super, deci acum mi-aduc aminte de prima oară când am intrat eu pe Survival, pe ăla din 2012, când ai distrus comunitatea. Știu că aveam atunci, nu știu dacă îl mai ții minte, pe Havoc. Așa, da. Da, cu el știu că am făcusem un hotel gen exact. Mamă, acolo, hotel, mamă, ce nebuni. Ce nebunatici, ești nebună? Nebunaticilor. Fraților, încă o dată nu uitați, dați acolo multe, multe like-uri dacă ne susțineți și vreți să apară cât mai multe clipuri de survival cu brigada la noi pe canal. Te că pun și aici undesit. Băi, frate, mă disperă chestia asta, bag piciorul. Bă, dar așa de bine arată scările astea, așa intrarea astea aici, chiar arată super tare. Bă, Tormento, ai avut o treabă bună, ce pot să zic? Ia, vino aici, Sami. Tormento cel mai șmecher builder, așa e? Uite, am făcut și aici. Mamă, bă, dar chiar arată bine, bă. Și aici, dar vreau să pun și wood. Dar vezi că nu e similar, uite acolo ai pus un stairs și în partea cealaltă n-ai pus. Timber, tu da. Uite și aici, vreau să pun wood, ca să arate mai bine. Sau altceva. Nu mai cover. Bă, Pati, nu fi nașpa. Da. Hai să mai facem încă un etaj, vreau să văd cât îmi încape. Ia să văd. Dar arată și bine așa și din exterior. Ce? Așa, uite, dacă vin din partea asta și te-ai uitat doar la el așa. Știi, fără să fie etajul, chiar arată bine. Bă, da, scările cum se văd din exterior? Scările astea, hai să mă duc cum să mă uit. Bă, să vezi cum arată din exterior. La depărtare, ca nu acum. Bă, arată super bine, gândește-te că noi o să avem cât un geam tot așa în formă de, nu știu, aia, am făcut o gen piramidă, nu știu ce am făcut acolo. Arată bine așa, nu știu, chiar arată foarte, foarte tare. Trebuie să vedem. Uite așa, no boss, câte etaje avem? 1, au? 2, 3. Avem parter, etajul 1, 2, 3. Și am o idee. Să facem... Puneți apa aici. Am o idee. Deci, antenă, cum să coborâm fast? Fast mode. Asta e coborârea la pompieri, știi? No, bă, deci hai să vedem. Deci, avem parterul, primul etaj, al doilea etaj, al treilea etaj și al patrulea. Frate, 4 etaje momentan. Și vreau să văd, ia dați-vă de acolo că o să cobor în apă. Dacă e cineva în apă, îl tai, șpoc. Super tare. Sunt curios cum se vede pe din afară. Care a pus soare aici? Arată bine, Pati mi-a plantat-o. Mi-a dat o idee, Pati. Da, mă. Bravo, Pati.
Bă, dar se vede fain. Bă, și poți să fie antenă. Sami, să faci cât un model ăsta de geam pentru, da, pentru la fiecare etaj. La fiecare etaj. Îți dai seama cât de tare se vede. Deci frazul se vede genial. Să-mi bat piciorul. Ok, deci de aici ar trebui să... Am o întrebare. De ce îl tot omorăsc pe P-Farm? De ce? Nu știu. Dar eu tot nu știu cine e P-Farm ăla. Mamă, frate, P-Farm are și el doi. Cine are și el doi fier, că vreau să fac ceva. Deci P-Farm e super nabletul. Nabletul-s maxim? Este nabletul-s? Cine e jos acolo? Tormentul, ia spune, ia numără de jos câte rânduri de geamuri sunt, că nu mai știu sigur. Stai, că n-am bloc. Da, sigur era unul mai sus, mi-aduc, adică ăsta e stilul meu, să mă facem un vânăm. Bă, Sami, tu n-ai murit deloc? Nu. Serios? Mamă. Sigur? Vrei să mor, Sami? Nu, nu. Bă, Sami, vrei după să mă ocup eu de scările astea acum care le faceți voi? Pe care? Asta a fost, asta a fost urâtă. Mai bine ocupă-te gen de ceva. Da, de ceva gen. Până acum poți să duci aici, uite. Dacă o să cred. Și să faci pe exterior. Șpoc. Bă, dar ce vreți să faceți aici, frate? Nu știu, văd că toată lumea stă și se uită la noi. Uite, una stă și se uită la floare, miroase floarea. A fost destul de aproape. Bă, nu spuneți că a fost lângă și a bubuit casa. Bă, unde a bubuit? A, lol. Știi că dacă pornea casa, îți dădea mare capă. Bă, Frazor, este puțin de lag, dar... Bă, dar nu înțeleg de ce că... Voi aveți lag, mă? Adică, eu nu simt, eu văd, eu doar văd că e lag. Adică, eu nu simt că e lag. Nici eu nu simt, dar nu înțeleg de ce, știi? Se văd așa puțin playerii că se teleportează așa pe fracțiune, știi? Asta, dar nu înțeleg de ce. În caz că vă întrebați, fraților, serverul este ostat la mine în calculator. Și gen nu înțeleg de ce face chestia asta, că mie mi se mișcă perfect și vedeți și voi oricum. Păi băi, și în cealaltă... În partea asta ce facem, Sami? Gen, dacă avem scările imediat cum intrăm pe dreapta, sunt scările, aici ce facem? Gen, imediat cum intri în stânga. Că trebuie să facem ceva, nu putem lăsa așa. Stai puțin, stai să văd unde ești tu. Deci unde ești? Aici. Aici, nu? Chest room? Da. Bar, mergi, da, chest room la parter. Un chest room pentru fiecare etaj. Aici vine un chest room pentru etajul respectiv. Următorul etaj cu chest room-ul. Nu, mă, nu. Putem? Păi nu, boss. Fiți antenă. Facem aici la parter chest room-ul principal și după fiecare în cameră își pune câte cufere vrea, facem acolo niște modele de cameră. Da. Dar să avem aici. Păi și atunci... Aici îl organizăm după minereuri, lemn, Mă duc să iau niște lemn ca să fac o grămadă de cufere, să vedem cam câte cufere o să încapă. Și putem să facem din alea mecanism cu rail, să ne trimitem resurse, etajele, știi? Și asta e deja complicat. Dă și mie mâncare, Sami. Bă, asta e ultima bucată. Pup, tormento. Sami, nimeni n-o să vrea să-ți trimită ție resurse, boss. A, păi, na, asta adică e... Adică nici măcar mai trebuie să mai facem vreun rail, gen, știi? Pardon? Aia e, boss. Păcat că am stricat zona, în rest arată ok. N-am murit. Bă, frate, deci ce mă disperă când e noapte. Andrei, vine un pic la fermă să vezi cum arată. Arată pe aici. Hai, spune-mi că ai murit, rău, spune-mi că ai murit, vreau să fii primul. Deci ai cum e bătălia dintre bine, dintre eu, tu și Cedric. Da, mă. Nu, no, eu nu o să mor prea curând, nu știu cum să spun. Ce că și cărnat. L-am văzut pe ăsta aici. Dar bă, sunt prea mulți, deci... Pai de capă. Sunt prea mulți mob, mă, nu-mi place noaptea. Vă dați seama cât de complicat ar fi, frazor, să ne culcăm toți 21? Adică de ce nu... să fie complicat? Că suntem săraci, n-avem lână. Păi da, o să încăpem toți greu, într-un pat, asta e ideea. Aolo. Da, mă, deci oameni buni, vedeți ce vrea Sami? Sami vrea să ne culcăm cu toți în același pat. Păi și ce are? Facem un pat supraetajat. Aolo. Aolo. Sami, la ce te gândești? Te gândești la prostii, Samuel? Nu, nu. Nu, nu? Cum nu, nu? Bă, mi s-a spart casca. Nu, nu! A fost casca mea iubită, oameni buni, deci. Deci am iubit casca asta atât de mult, mi-aș da și viața pentru ea. Dacă mai dă scheletele la mine, mă pipi pe el, frate. Da, ok. No, hai că vin repede să pun niște cufere. Ok, am făcut geam pentru fiecare etaj, adică le-am făcut simetrice, arată așa frumos, elegant, cât de cât. Ce tare! Apropo, Sami. Da. Vino un pic, că am... Când am făcut geamul, m-am încurcat puțin aici. Okay. A, cere ajutorul lui Sami? Aici e un bloc.
Da, mă, și ai ajuns să ceri ajutorul lui Sami? Urât. Okay. Mă, nu de asta, doar că... Mm-hmm. Hai că a, am făcut aici ceva. A rămas blocul ăsta așa? Da, aici au rămas două blocuri, aici un bloc. A, nu contează, fii serios. Nu-i bă, las că eu am făcut. Ai, nu-i stris pe ăsta, liniștit. Dar nu-mi prea-mi place ce partea asta care a rămas. A, da, știu asta, stai că ne putem gândi cum o putem face, da. Eu aș vrea să folosesc, uite, Sami, vino aici. Stai puțin să mă uitești puțin din interior, să dacă avem... Bă, nu prea putem să facem, că din interior arăta urât atunci dacă am face... Ce, mă? Uite, vreau să zicem că din afară rămâne partea asta aici, uite, partea asta cu andesit, rămâne pe afară și se vede, știi? Dar arăta urât dinăuntru. Dar e mai bine să arate urât din afară decât dinăuntru. Sami? Deci... Da. Sami, vino aici, Sami. Stai, Sami, nu faci modernizarea la cu geamuri și la celălalt turnul de gel? Bă, da. Mai am nevoie de lemn, are cineva lemn? Am lemn, ai nevoie de prelucrat. Dăm mult, dăm oricare, dăm, că vreau să fac multe cufere. Sami. Multe cufere. Stai că fac și eu niște cufere. Păi dă-le încoace, bă, să bas. Dăm încoace cuferinios. Mamă, cât Sami, suntem. Da, stai puțin să mă să pun cuferele acolo la chest room. Au 18 cufere, mersi. Mamă, frate. Ce se întâmplă aici? A, vreți să băgați și jos? Boss. Nu mai pune aici deasupra. Pui și deasupra, mă. Nu așa, mă, nu. Să fie spațiu. Gen, să ne putem plimba pe aici, să nu uităm numai în stânga, știi? A, ok. Păi spunem și un ender chest aici. Dacă oricum o să fie, aici o să fie și trap chest. Deci gândiți-vă, câte cufere sunt acum? 1, 2, 3, 4... 4, 8, 12. 12, pe nu. Și cu asta de jos, am 16. Am o idee mai bună cu cuferele. Ia zi. Ar fi mai ok că... Acoperișul facem din stairs-uri și din alea, nu? Să facem un pod, un... Dar nu mă, mai vine la parter. Și dacă eu muncesc în față, stau și urc până în pod ca să iau materialele? Da, n-are rost, n-are rost. Dar uite mă că de... Aici puneți un craft... Bă, fix aici în centru puneți crafting. Știi? No, și aici trap chests, boșilor. Puteți lângă cuferele astea trap chests și am trânat șmecheria. Exact. Deci bă, frazilor, patrimă aici, asta o să omorâm. Cam ăsta a fost episodul, ce scrie aici? Margareta. Dacă v-a plăcut. Și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem acolo multe, multe like-uri. Repet, nu uitați să verificați descrierea, să treceți și pe la Sami pe canal, să-i dați un subscribe și să-i spamați în comentarii cu vrem Barbie dress-up, vrem Barbie dress-up, așa? Barbie dress-up, Barbie dress-up. Deci o să fac un Barbie dress-up, serios. Deci per total, fraților, o să iasă genial construcția, zic eu, după ce terminăm cu totul. Nu uitați de like și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa! Ceau!